Am plecat în 28 decembrie cu autorulota spre Vama Buzăului pentru a petrece Revelionul împreună cu alți câțiva prieteni. Am ajuns pe înserat în Vama Buzăului, iar în camping am văzut că ajunseseră deja niște prieteni cu o rulotă. Ne-am pus să povestim la un pahar de vin și cu focul de tabără alături. A doua zi dimineață, când stăteam la cafea, am văzut că era o lumină superbă pentru fotografiat, așa că am luat aparatul de fotografiat și am făcut câteva imagini pe care vi le arăt aici. Am ieșit să facem niște cumpărături și printre altele am cumpărat o pâine făcută cu cartofi, cum numai în Covazna se face. La întoarcere am văzut pe drum și o casă care, din păcate, luase foc. Iazul din Vamă este cunoscut localnicilor și nu numai, și pentru faptul că se poate pescui păstrăv. Erau mulți pescari care au venit să pescuiască păstrăv, lacul nefiind înghețat. Încet, încet au început să apară și ceilalți prieteni pe care îi așteptam. Aici vedem ultimul răsărit de soare din 2020. Ne-am strâns în seara de Revelion în jurul mesei. Gazda ne-a oferit un foc de tabără superb, după cum vedeți.
La mulți ani! La mulți ani, tati bune! La mulți ani! La mulți ani! La mulți ani! La mulți ani! Ăsta a fost un pleu! La mulți ani! La mulți ani! Mulți ani să trăiască Emilia Mariană! La mulți ani! Doamne ajută! Happy New Year! Happy New Year! Hai să facem un de la cu love 2020! Primele fotografii din 2021 sunt făcute în Vama Buzăului. Torțele suedeze sunt niște butuci tăiați în patru și pus niște lemnișoare pentru a face focul în el, iar ele ard în timp așa și creează o atmosferă plăcută.